am făcut această coaliție pentru a asigura stabilitate. Am realizat această coaliție într-un moment extrem de dificil pentru țară. Am realizat această coaliție spunând de la bun început ce trebuie făcut. Ei, asupra chestiunilor comune am această pretenție că trebuie să fie respectate, trebuie să ieșim pe voce comună, trebuie să luăm decizii comune. Restul, probabil că aceste declarații se vor înmulți odată cu apropierea de ciclul electoral. Nu văd o problemă, deja suntem oameni politici maturi, ne-am cam obișnuit cu chestiuni de genul ăsta, dar pentru noi liberalii în acest moment, vă spun foarte sincer, cu asta am și început, nu guvernăm cu ochii la sondaje, nu guvernăm cu ochii la cifre electorale, facem lucruri, anunțăm decizii, nu vindem vorbe la televizor. Nu vă temeți că veți fi, să zic așa, oaia neagră în coaliție, dat fiind faptul că nu sunteți de multe ori de acord cu anunțurile acestea venite din partea socialdemocraților, oamenii se vor uita și vor spune, uite, de exemplu, PSD vrea majorarea pensiilor cu 30%, PNL nu vrea, se opune și omul nu înțelege de ce PNL nu vrea să am eu mai mulți bani în buzunar. Nu ne temem de acest lucru pentru că timpul ne va da dreptate. Mai e timp suficient până la alegeri și cu siguranță ceea ce facem noi acum, chiar dacă pe moment nu e apreciat la adevărata valoare, în timp se va vedea acest lucru. Pentru că vorbim de responsabilitate și seriozitate. Acum să n-aibă cineva impresia că dacă vreun partid ar fi singur la guvernare, ar fi atât de generos. Cum la fel să n-aibă cineva impresia că noi liberalii am fugit de guvernare. În mod responsabil am asumat acest lucru, stăm acolo, într-adevăr există o, să-i spunem, idee generală de moment cum că noi am de contat mai mult decât PSD-ul această guvernare, dar per ansamblu eu cred că timpul ne va da dreptate și veți vedea că acest comportament va fi apreciat în momentul în care vom depăși această criză în care ne găsim în momentul de față. De asta cred cu tărie că seriozitatea asta opusă ofertării electoratului cu generozitate și faptele se vor dovedi a fi mult mai benefice electoral decât vorbele spuse în acest context. Am văzut în weekend și câteva declarații surprinzătoare ale europarlamentarului PNL, Rareș Bogdan. Printre altele, Rareș Bogdan l-a recomandat tinerilor liberali să privească cu rezervă, citez, retorica de la Bruxelles în ceea ce privește problemele cu care se confruntă Europa în contextul crizei energetice. Mai este, domnule Stroie, Rareș Bogdan în Partidul Național Liberal? Că pare așa un discurs pe care nu-l întâlnim, nu prea îl întâlnim în PNL. Rareș Bogdan este... Încă mai este membru PNL. Un om politic reper în zona politicii românești. Nu de puține ori s-a evidențiat. Reper este, nu la Cioloș. Dar declarațiile de lui de foarte multe ori sunt surprinzătoare. Nu mă pune să comentez ce a vrut să spună în acele afirmații, pentru că eu ca și politician pro-european nu văd niciun fel de presiune în momentul de față vis-a-vis de toate lucrurile acelea și semnalele care ne vin din zona Europei. Eu mai degrabă văd aceste semnale din zona Uniunii Europene ca fiind semnale de seriozitate, de asumare, semnale de apel la solidaritate, mai ales în contextul ăsta extrem de dificil pe care cu toții îl traversăm. Ce vine din zona europeană pentru mine, vă spun, m-a ajutat enorm, apropo, și de perioada când am fost ministru, vin foarte multe exemple de bună practică, soluții comune pe care cu toții, poate unii înaintea noastră, l-au testat și au funcționat. Și în contextul ăsta al crizei energetice, vă spun sincer că modul comun în care vom acționa va fi cheia în a ne salva de această perioadă extrem de păcătoasă. Cât privești, eu știu, alte... Sunteți de acord cu declarațiile lui Rareș Bogdan? Să privim mai cu rezervă retorica de la Bruxelles. Eu cred că noi, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, am depășit, eu știu, perioada contestării anumitor chestiuni care din punctul meu de vedere, nu pun niciun fel de presiune asupra vreunei țări. De asta cred că e limpede pentru și pentru dumneavoastră și pentru urmăritorii noștri
care mi-este opinia în legătură cu aceste lucruri.